În seara aceasta vom sta în fața Cuvântului lui Dumnezeu și vă invit să vă ridicați și haideți împreună să deschidem această carte, Biblia, la Filipeni, capitolul 2. Și haideți să începem citirea cu versetul 5. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De când se nasc copiii, se simt atrași de oglindă. Așează un copilaș în fața oglinzii și o să facă cunoștință cu un necunoscut pentru el. E familiar chipul tatălui, chipul mamei, dar atunci când se privește pe sine însuși în oglindă, realizează că este un personaj puțin misterios și puțin diferit de ceea ce a văzut până atunci. Problema e că, odată cu trecerea timpului, băieții cam neglijează oglinda, fetele o iubesc cu toată inima. Oamenii iubesc oglinda pentru că oglinda, dacă vreți, reflectă ceea ce sunt ei în momentul respectiv. Sunt oglinzi care, în momentul în care te așezi în fața lor, potrivit materialului și potrivit modului cum sunt așezate anumite unghiuri în această sticlă, îți deformează silueta, te fac mai înalt, mai slab, mai altfel. Oglinzile pot manipula o realitate sau o pot reda așa cum este ea în realitate. În seara aceasta aș dori să vorbesc despre o oglindă despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, o oglindă în care, dacă te vei uita, nu poți vedea altceva decât pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. În seara aceasta aș dori să vorbesc despre oglinda lui Hristos. O oglindă pe care El a pus-o la dispoziția bisericii, o oglindă în care, dacă te vei uita și mă voi uita, nu mă pot regăsi pe mine însumi. Pentru că odată uitându-mă în această oglindă, dacă nu iau chipul Domnului Iisus Hristos, oglinda oglinjoară nu-mi va descoperi ceea ce sunt în realitate. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, prezintă bisericii din Filipi unul dintre cele mai frumoase adevăruri din creștinism. În câteva versete, Apostolul Pavel așează una dintre cele mai puternice doctrine ale creștinismului, golirea de sine a lui Hristos. El, Fiul lui Dumnezeu, este prezentat ca fiind dezbrăcat de sine, se limitează, se smerește. Și în debutul acestui capitol, Apostolul Pavel ține să amintească credincioșilor din Filip cine era Hristos
Și cine a devenit de dragul oamenilor? Cine a fost Hristos? Și cine a ajuns să fie umblând printre oameni? Ce caracter are Fiul lui Dumnezeu? Și la ce caracter ne invită și pe noi să luăm parte? Un caracter care trebuie să se regăsească în sufletul nostru. În oglinda lui Hristos trebuie să privim și să ne armonizăm viața în așa fel încât silueta pe care o vom vedea în această oglindă a lui Hristos să nu mai semene cu noi, ci să semene cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Galateni 2:20 amintește, dacă vreți, unul dintre cele mai frumoase versete din Sfânta Scriptură: am fost răstignit împreună cu Hristos, zice Pavel, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De data aceasta, Apostolul Pavel vorbește despre o persoană care nu doar că este reprezentată la nivel vizual, ci ea devine parte a felului omului de a fi. Hristos nu se mulțumește cu lipirea unei poze pe chipul nostru, ci El se mulțumește cu transformarea radicală a sufletului nostru până acolo încât vom semăna cu El. Numele de creștin vine de la Hristos. În vremea Domnului Iisus Hristos, imediat după moartea Lui, oamenii din afara spațiului creștin, în afara spațiului religios, se uitau la un credincios și spuneau: ăsta este creștin, de la Hristos. Vedem în el această trăire pe care Hristos a avut-o. În seara aceasta aș dori să vorbesc despre oglinda lui Hristos, în care se uită tot mai puțin creștini, pentru că realizez, și astăzi mă voi face vulnerabil spunând unele lucruri, pentru că cred că unul dintre păcatele vieții mele a fost că nu m-am priceput să vorbesc în ascuns, ci m-am priceput să spun lucrurilor pe nume. În seara aceasta aș dori să spun cum am ajuns să văd creștinismul din secolul 21 și în special creștinismul din România. Realizez că ne axăm foarte mult pe seri de tineret, unde aducem predicatori, unde punem cântăreții să cânte, unde construim un program în așa fel încât să-l facem pe cel ce participă la slujbă să vină și marțea viitoare. În schimb, Domnul Iisus Hristos, când stă în fața mulțimilor, le spune: oameni buni, știu că ați venit pentru pâine și pește. Știu că ați venit să mă faceți împărat pentru că vă vindec bolnavi și nu vă trebuie asigurare de sănătate cu mine. Știu că pentru voi aș fi un Hristos, un Mesia comod. Dar, spune Iisus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea. Și deja ascultătorii din vremea Domnului Iisus Hristos încep să aibă o problemă cu crucea, pentru că Pilat a pus mâna pe tot ce e lemn din Israel și a construit cruci. Nu mai exista lemn pe vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că toate lemnele au fost transformate în cruci. Și dintr-o dată Domnul Iisus Hristos se uită la ascultător, la mulțime, și în loc să se bucure că mulțimea vine după el, că e popular, că are mii de like-uri pe Facebook, Domnul Iisus Hristos se uită la ei și le spune: oameni buni, a mă urma pe mine înseamnă să te lepezi de tine însuți. Și brusc pune în fața ascultătorilor o oglindă cu care ascultătorii nu se simt confortabili. Pentru că în oglindă îți faci o freză cu o cărare bine determinată de la stânga la dreapta și spui: uite ce băiat chipe sunt. Dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos așează o oglindă care scoate în evidență nu ceea ce trebuie să fim noi, ci ceea ce trebuie să fie El în noi. Apostolul Pavel aceleiași biserici din Galate îi spune: oameni buni, până când, spune el, până când să mă zbat să ia din nou Hristos chip în voi? Există o luptă de fiecare zi ca Domnul Iisus Hristos să devină partea vieții tale, să începi să gândești ca El? Metanoia, schimbarea felului de a gândi, presupune până la urmă alinierea tipului tău de gândire în șablonul gândirii Domnului Iisus Hristos. Ce trece peste n-are nicio relevanță. În oglinda lui Hristos se văd trei lucruri pe care, dacă reușesc să le armonizez în viața ta și dacă voi reuși să le armonizez în viața mea, voi înțelege lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și viața mea va arăta altfel. Primul lucru pe care trebuie să-l văd în oglinda lui Hristos este trăirea mea. Apostolul Pavel, după ce face această trecere în revistă a ceea ce a fost Hristos, la golirea lui de sine, versetul 14: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiri. Apostolul Pavel propune un tip de trăire.
Primul lucru pe care îl scoate în evidență este trăirea fără cârtire. A fi cârtitor înseamnă a fi nemulțumit. Mereu, ca și cum mănânci 100 de lămâi pe zi, ești mereu deranjat de lucrurile pe care le ai sau nu le ai. Sunt atâția tineri care vin și spun, domnule, n-am de ce să fiu fericit. Nu conducesc clas, nu am iPhone în buzunar, nu am loc de muncă bine plătit și de totuși îmi propui o fericire. A fi mulțumit cu felul tău de a trăi trebuie să nască până la urmă, în baza cuvântului lui Dumnezeu, o dorință de a te schimba și de a te transforma în a deveni nu ca tine, ci ca Domnul Iisus Hristos. Cârtirea, așa cum o văd, este asemenea unei carii. Nu-ți trata o măsea atunci când îți apare o carie. În timp îți va afecta nervul. După ce îți afectează nervul, există posibilitatea să crape, să fisureze și apoi să se rupă. Este asemenea unui cancer de timp malin care odată răspândit în corpul credinciosului produce daune, aș spune, ireparabile. Apostolii Domnului Iisus Hristos au trebuit să învețe biserica Domnului Iisus despre ce înseamnă această bătălie pentru inimă și pentru integritate, pentru mulțumire. Moise, omul lui Dumnezeu, se uită la un popor Israel care este veșnic nemulțumit. Nemulțumit că nu au aer condiționat, nemulțumit că noaptea-i frig, nemulțumit că nu au carne de la KFC, nemulțumit că nu au apă, nemulțumit pentru toate lucrurile de sub soare. Domnul Iisus Hristos îi folosește ca exemplu în 1 Corinteni 10, aducând aminte bisericii lui despre ce înseamnă cârtirea. Trăirea credinciosului în oglinda lui Hristos trebuie să scoată în afară cârtirea, nemulțumirea. Să ai puterea să îi ceri lui Dumnezeu, așa cum spune în Proverbe, cel ce are sufletul mulțumit are un ospăț necurmat. Este greu să mulțumești o generație de tineri care este învățată pur și simplu cu lucrurile puse la dispoziție într-un mod ușor. Toți vor să fie Cristiano Ronaldo peste noapte, dar nimeni nu vrea să facă 3.000 de abdomene ca el în fiecare zi. Mulți oameni vor să fie predicatori și oameni al lui Dumnezeu brusc, instant, fără să plătească acel preț al renunțării. Trăirea credinciosului trebuie să fie o trăire fără cârtire. Apoi Apostolul Pavel vorbește despre o trăire fără șovăieli, adică fără ezitare. Sunt oameni care încă cântăresc lucrurile. Sunt oameni care ezită în deciziile pe care le iau. Ezită, amână, sunt oamenii opțiunilor deschise. Îl invit pe un om să cânte în cor, mă mai gândesc. Îl invit pe un om să se implice în departamentul de tineret, posibil. Oamenii zilelor din urmă sunt oameni care ezită. Și Apostolul Pavel pune oglinda lui Hristos în fața ascultătorilor lui, în fața ascultătorilor lui, spunându-le, oameni buni, Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, n-a ezitat ducându-se la moarte. Biserica ezită. Amână schimbarea. Amână o decizie să-i schimbe viața. Mai discutăm. Se numește, dacă vreți, acest idol al opțiunilor deschise. Nu mă schimb astăzi, am timp și mâine, mă mai gândesc. Penticostal, baptist, creștin, după Evanghelie, am o paletă largă din care pot degusta și apoi mă conving. Sunt oameni care stau în fața cuvântului lui Dumnezeu și ezită. Aud cuvântul, astăzi este ziua pocăinței, schimbă-ți inima și viața și ezită, amână. Oamenii care șovăiesc nu prezintă garanții, nu te poți baza pe ei, ei sunt mereu schimbabili, fără angajament solemn, mereu în cumpănă, mereu indeciși, mereu cu opțiuni deschise. În vremea profetului Elisei era un împărat pe nume Ioas, căruia Dumnezeu i-a spus, bun, vreau să obții o victorie importantă. Când se întâlnește cu omul lui Dumnezeu pe patul de spital, Elisei se uită la el și zice, numai acum vii să mă vizitezi, nu-i nicio problemă. Încordează arcul cu mâna ta și aruncă o săgeată de izbăvire. Ioas execută, se duce săgeata și apoi îi spune, lovește cu arcul în pământ. Și ca după scripturi,
împăratul lovește de trei ori, de trei ori lovește, a treia oară se oprește, se uită profetul el și spune, dragul meu, de ce ai ezitat în a lovi cu arcul de mai multe ori pământul? Nu știi că Dumnezeu te-ar fi ajutat prin gestul acesta să-ți învingi dușmanul nu de trei ori, ci de șapte ori, obținând o victorie deplină? Dar împăratul în fața unui profet ezită. Domnule, nu e cum se cade să te rogi cu mâinile pe sus. Domnule, nu e nu știu cum să te mai rogi cu voce tare în biserică. Ezit, ponderat, suficient de rezonabil pentru a nu-i deranja pe cei din jur. Și Apostolul Pavel, când se uită în ochii ascultătorilor lui, le spune, oameni buni, omul care ezită, omul care cârtește, în sufletul lui, în silueta, în constituția vieții lui, lipsește Hristos. Hristos n-a cârtit, nu s-a împotrivit, nu a ezitat, ci a venit în lume. A venit în lume să aducă o mântuire, o transformare, o schimbare, chiar cu prețul vieții lui. Fără ezitare. Cârtirea și ezitarea ne pot separa de binecuvântările lui Dumnezeu. În oglinda lui Hristos nu trebuie să se vadă în viața credinciosului cârtirea și șovăirea, ci mulțumirea și promptitudinea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Era odată un pastor și se uită la unul din membrii bisericii lui, era un om de afaceri bogat. Ori de câte ori predica pastorul nostru, omul de afaceri dormea. Bă, dar dormea bine în biserică. Odată și-a luat inima în din și a zis, mă duc la el și îl întreb. Auzam și o întrebare, de ce ori de câte ori predic eu, tu dormi? Ei bine, zice fratele. Frate pastor, păi aș dormi eu dacă n-aș avea încredere că tu faci ce trebuie. Da, dragul meu, dar tu faci ce trebuie. O relaxare continuă. O relaxare și o indecizie. Se roagă liderii de tineret, apostesc liderii de tineret. Nu-i nicio problemă, e confortabil, se stă bine în bancă. Și Apostolul Pavel în oglinda lui Hristos așează, dacă vreți, un careu în care trebuie să se înscrie credinciosul. Și al doilea lucru pe care în oglinda lui Hristos un om al lui Dumnezeu trebuie să-l vadă este caracterul. Și astăzi aș dori să mă opresc un pic asupra caracterului, pentru că realizez că sunt oameni care au mai multe fețe și niciun obraz. Caracterul lipsește cu desăvârșire din spațiul public, dar și din spațiul religios. Râzi, Oltene. Caracter. Caracter reprezintă, dacă vreți, acea sumă de trăsături importante în sufletul unui om, trăsături morale și etice, care îl fac diferit de imoral, care îl fac diferit de cei din lume. Apostolul Pavel vorbește dintr-o dată despre un caracter. De un caracter, versetul 15, ca un imperativ, ca să fiți fără prihană și curați. Nu membri în registrul bisericii penticostale. Nu să fiți membri la o seară de tineret faină. Ci Apostolul Pavel vorbește despre un caracter integru, despre ceea ce se vede în omul din lăuntru, fără prihană și curat. Nu spălat bine și spreiat bine, ci o curățire lăuntrică, o spălare în sângele Domnului Iisus Hristos, o renunțare la faptele moarte, o renunțare la un stil de viață duplicitar, o renunțare la un tip de gândire păcătos, o renunțare la un anturaj prost care te înstrăinează de Dumnezeu. Fără prihană și curat este profilul moral al credinciosului la care Dumnezeu se uită într-un mod special. Numai Samson crede că dacă are părul lung și mușchi, fără bodybuilding și fără steroizi în el, pune mâna pe leu, rupe leul, face wrestling cu el, îl rupe ca pe ei, pur și zice, Dumnezeu mă însoțește până la finalul vieții. Ei bine, când Samson intră în casa unei femei de morav urâșoare, începe să se fisureze acest caracter. Primul lucru pe care îl pierde Samson de-a lungul vieții lui de judecător este caracterul. Își minte părinții, se duce la femei prostituate. Și interesant este faptul că Samson în continuare este judecătorul lui Dumnezeu. Și am întâlnit mulți oameni care mint și slujesc lui Dumnezeu. Și am întâlnit mulți oameni care rostesc prostii și slujesc lui Dumnezeu.
Înaintea lui Dumnezeu, cred că contează inima, dar inima nu oricum, ci inima să fie curată înaintea lui Dumnezeu. Caracter, integritate, absența compromisului, părtășia cu Hristos. Am povestit cu Mircea Enache sâmbătă următorul lucru, ne povestea profesorul Iacob Coman, am mai spus lucrul acesta, dar îl consider relevant și acum. Spunea, domnule, am doi tineri în biserică care îmi trimit bilet să cânte. Unul dintre ei îmi trimite bilet și a terminat conservatorul. Domnule, când cântă el, coboară îngerii. Dar la biserică nu vine. Îl știu că are un anturaj prost. Îl știu că are un caracter ușor discutabil. Îmi trimite bilet și zice, pune-mă să cânt. Din sală, spune el, vine un alt bilet. Îmi trimite un băiat din biserică care vine tot timpul la biserică. Băie, cum se cade? Se roagă, postește, cânte la biserică. Dar când iese el să cânte, mai face săniuțe, mai ratează, pierde tonul, o ia cu o gamă mai jos. Și spune el, eu stau în fața acestor două bilete. Să-l pun să cânte pe cel cu voce, dar fără inimă, sau să-l pun să cânte pe cel cu inimă, sau fără voce. Și acum ne întreabă, voi pe care din ăștia doi îl puneți să cânte? Firește, ăla cu inimă, domnule, că e penticostal, pune-l să cânte. Profesorul ăsta mi-a dat o lecție de viață pe care mi-am însușit-o. Mi-a spus, Alex, să nu cânte nici unul, nici altul. Pentru că Dumnezeu va ridica pe unul care are și voce și inimă. De când primește Dumnezeu o jertfă compromisă? Până acum oamenii priveau la biserică și spuneau, domnule, ăștia nu mint. Eu când m-am angajat la o clinică medicală, doctorul la care lucrez mi-a spus, motivul pentru care am ales să te angajezi este că am auzit că voi penticostalii sunteți altfel. Și m-am gândit. Numai penticostalii sunt angajați. Restul au probleme sau cum? Și mi-a explicat, da, dragul meu, fură, mint, înșală, le fac pe toate. Vin beți, drogați la muncă, sunt pe alte culmi. Și apoi nu mă pot descurca cu ei. Caracter. Fără vină, zice Pavel, versetul 15. Adică liber de condamnare. Se spune despre un român și probabil ați citit, este condamnat la moarte pentru posesie de droguri. Păi cum trăiește un astfel de om fiecare zi a vieții lui? Cum trăiește președintele Egiptului cu o condamnare de moarte stabilită pe 2 iunie fiecare zi până la finalul acestei luni? Cum doarme omul ăla? Atunci când știi că ești vinovat, atunci când știi că viața nu ți este în ordine, nu ai deschidere înaintea lui Dumnezeu. Conștiința întotdeauna va fi semaforul care spune, stai pe loc. Dar Apostolul Pavel vorbește despre o eliberare care trebuie să se producă în cugetul fiecărui om care privește în oglinda lui Hristos. Trebuie ca privind în oglinda lui Hristos, viața lui Hristos să coboare în viața noastră. Trebuie ca privind în oglinda lui Hristos, sângele lui Hristos să ne spele, să ne curețe de orice păcat. Nu vorbim despre ajustarea pretențiilor noastre la pretențiile lui Dumnezeu. Nu vorbim despre clonarea caracterului lui Hristos în caracterul nostru, ci vorbim despre o naștere din nou. Se zbintește bătrânul Nicodim când stă de vorbă într-o noapte ca bufnița cu Dumnezeu. Doamne, ce să fac să fiu mântuit? Și cuvântul pe care îl aude îi străpunge teologia cu care, sau pe care a stat zeci de ani învățând pe Israel. Bătrâne, trebuie să te naști din nou. Și acest Simeon, Nicodim, stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, rațiunea de rateuri, integritatea mea mentală îmi spune, nu se poate medical, logic, științific, rațional, ca un om să se nască din nou. Și atunci Dumnezeu îi spune, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Dragul meu, nu poți veni la biserică spunând, bun, învăț 10 porunci, 9 fericiri, Apocalipsa s-o știu când vine răpirea bisericii și eu zic că sunt mântuit. Mântuirea vine atunci când noi ne-am născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Botezați în apă. Sunt suficienți care știu să se deghizeze, să se îmbrace înalt și să zică că s-au întâlnit cu Hristos, se bagă în apă, ies și ies la fel.
Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu este altfel. Gândește altfel. Două tineri s-au pocăit la noi în biserică, eram adolescent și... Adolescent, eram pe la institut. Și mă tot gândeam eu cum e cu nașterea asta din nou. Ei bine, două tineri s-au pocăit, au venit din lume. Și când mă uitam la viața lor, povesteau aceste două fete, mergând în lucrare, în misiunile bisericii, când mă uitam la ele, deseori îmi venea în cap același cuvânt. Ele sunt născute din nou. Domnule, cum vorbeau, cum se purtau, să le fi cunoscut înainte? Rockeri, de alea cu părul pe sus, gălăgie, cu tatuaje, cu nu știu ce. Dar când s-au întâlnit cu Dumnezeu, viața lor era altfel. Și mă uit la unul care vine la biserică de vreo 10 ani. Nu că nu știe să salute. Stai cauciucul la mașină, că-l superi. Și oamenii spun, noi suntem născuți din nou. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l vadă un credincios atunci când privește în caracter, în oglinda lui Hristos, Apostolul Pavel rostește un cuvânt, versetul 15, partea finală. Copiii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care, atenție mare, străluciți ca niște lumini în lume. Apostolul Pavel vorbește despre o trăire în mijlocul oamenilor remarcată. Nu de ăștia care spun că sunt pocăiți numai duminica și celelalte zile nu știi din ce confesiune face parte. Apostolul Pavel vorbește despre un credincios care nu trebuie să treacă neobservat, deghizat, ascuns, întotdeauna în umbră. E și el pocăit, nu știe nimeni. Apostolul Pavel vorbește despre o lumină în mijlocul lumii, despre o vulnerabilitate la care credinciosul alege în mod voit să ia parte. Momentul în care te numești copil al lui Dumnezeu, ai devenit parte a bisericii lui Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu nu se amestecă cu întunericul. Un copil al lui Dumnezeu nu mai colindă barurile. Un copil al lui Dumnezeu nu mai colindă stadioanele. Un copil al lui Dumnezeu știe să facă selecție între locurile de relaxare și locurile de închinare, dar nu face din locurile de relaxare o pricină de cădere pentru alții și nici măcar un scop în viață. Apostolul Pavel vorbește despre o strălucire, despre o remarcare, despre o ieșire pe scena acestei lumi diferit de ceea ce lumea propune. Mai este biserica lui Dumnezeu sau tu, dragul meu, și eu, o lumină în lume? Prima metaforă pe care Domnul Iisus Hristos o folosește în predica de pe munte este: fiți lumina lumii. De ce fiți lumina lumii? Pentru că eu, lumina, am venit în lume și l-am luminat pe cel ce trăiește în lume. Odată întâlnit cu Dumnezeu, te întâlnești cu lumina. Lumina nu aștepți o dată pe an să vină de la Ierusalim cu avionul să nu se stingă, tot stăm cu emoții, vine lumina de la Ierusalim. Și o luăm în casă și o păstrăm cu borcane, să o ducem să vină lumina în casa noastră. Și în rest sufletul ne este negru și putre de câteva ori. Umblând cu Dumnezeu, un credincios nu are voie să n-aibă lumină. Omul care nu are în sufletul lui lumina lui Hristos nu s-a întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu David, psalmul 13, spune: Doamne, luminează ochii mei. Deschide-mi ochii să văd așa cum vezi tu lucrurile. Nu există să te întâlnești cu cel ce are lumina în sine însuși și tu să trăiești în întuneric, obscuritate, în mediocritate, ascuns, în paranteză, o viață ferită de ochii lumii. Spunea ceva Alex, eu nu mă pocăiesc, eu nu mă botez pentru că eu nu mă țin. Nu mă chema la biserică. Eu știu că pentru mine ispitele lumii acestea sunt mai mari. Dar dragul meu, ce te face să crezi că nașterea din nou vine ca un efort al resurselor și al puterilor tale? Nu ești născut din nou că pocnești tu din deget, ci ești născut din nou pentru că Duhul Sfânt te-a adus la viață. Ești născut din nou nu pentru că predicatorul ți-a vorbit despre Dumnezeu și cu asta basta, ai pus o ștampilă pe certificatul tău de membru într-o biserică,
Și devii om al lui Dumnezeu și copil când în tine pulsează viață din Duhul Sfânt. Restul lucrurilor n-au nicio relevanță. Să străluciți, zice Pavel. Remarcați-vă prin lume. Nu trăi ca și cum nu te intri niciodată cu Dumnezeu. Nu trebuie să știe nimeni că tu ești pocăit, nici la muncă, nici acasă, nici nicăieri. Ascunzi, domnule. Ca agenții KGB, ascunzi, domnule, ascunzi. Pe unde ne vedem, ne travestim dacă trebuie, numai oamenii să nu ne recunoască ca agenți. Numai agenții de securitate stau ascunși. Copiii lui Dumnezeu, ca agenți ai împărăției lui Dumnezeu, sunt publici. Sunt oameni care trăiesc, gândesc, vorbesc, se comportă altfel. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Odată un pastor este oprit de poliție. Nu știu ce a făcut, a făcut prostii. Și în timp ce polițistul scrie procesul verbal să-i dea amendă, trec câteva mașini pe lângă pastor și claxonează, fac cu mâna, pe nu știu ce, toți. Polițistul întreabă, băi, dar cu ăștia ce-i? Ce-i cu ăștia? Ăștia sunt noriașii mei de la biserică. La care zice polițistul, domnule, cred că e suficientă pedeapsa asta să te vadă enoriașii bisericii tale că tu ai călcat pe roșu. I-a rupt procesul verbal, l-a pus în mână și a zis, du-te acum și vorbește bisericii tale despre ce înseamnă să nu treci pe roșu. Asta și m-am gândit. La păcătoși ăștia care nu mai au permis. Râzi, Oltene. Râzi a doua oră. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu nu trece pe roșu. Aș vrea să rămân atât de prost în ochii oamenilor să cred că un pocăit nu plagiază. Nu e posibil să fii prim-ministru unei țări, să plagiezi, să fii dovedit ca plagiator și tu să rămâi în funcție. Și de acolo tot se inspiră. Poți plagia că nu există nicio consecință. Dar de când caracterul are de-a face cu lucruri etice și morale? Un copil al lui Dumnezeu nu copiază. Un copil al lui Dumnezeu nu ia locul de parcare al altuia. Un copil al lui Dumnezeu știe să stea la rând. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să aibă școală civică să înțeleagă cele mai elementare reguli de bun simț, ci prin el, pulsând viață din Dumnezeu, îi așează ordine în suflet, strălucește. Nu ne cere nimeni să fim Billy Graham și Reinhard Bonnke peste noapte, dar să ținem ușa la scară unei bătrâne, să dăm locul în tramvai sau în metrou celor mai bătrâni și celor mai defavorizați social. Asta nu are treabă cu educația civică. Asta are treabă cu omul moral din sufletul fiecărui om. În oglinda lui Hristos. În oglinda lui Hristos, în ultimul rând, trebuie să se vadă misiunea credinciosului. Dacă până acum am vorbit despre trăire, caracter, haideți să vorbim despre misiune. Versetul 16. Ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Un credincios are o misiune. Și misiunea pe care Apostolul Pavel simte să o așeze ca o responsabilitate în sufletul celui ce se uită în oglinda lui Hristos este misiunea proclamării cuvântului lui Dumnezeu. Zice Pavel, ținând sus cuvântul vieții, nu cuvântul morții, nu cuvântul condamnării, ci cuvântul vieții. Nu există ca un om al lui Dumnezeu să nu proclame mesajul lui Dumnezeu. Marcu 16, cu 16, apostolii Domnului Iisus Hristos primesc cea mai frumoasă trimitere. Mergeți în toată lumea, zice Hristos, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Întotdeauna un om al lui Dumnezeu când se uită în oglinda lui Hristos, se uită la misiunea lui. Noi suntem mlădițele. Am adus rod pentru Dumnezeu?
Am adus rod pentru Dumnezeu? Pavel se simte dator în Areopagul din Atena să proclame existența unui Dumnezeu pe care grecii nu-l cunosc. Fapte 17. Se plimbă Pavel prin Areopagul din Atena, unde filosofia, știința și cărturăria era la locul ei, și Pavel se uită la un postament pe care era așezat titlul unui Dumnezeu necunoscut. Pavel preia această imagine, o pune în atenția marilor greci cu filosofia în cap și le spune: oameni buni, vă predic un Iisus Hristos care dă viață, un Iisus Hristos care a înviat din morți, un Iisus Hristos care schimbă vieți. Știți care este reacția a mai mult de 90% din Areopagul din Atena? Pavele, despre asta te ascultăm altă dată. Când avem chef, când nu-i cald afară, când bem și o limonadă, Pavele, te ascultăm. O parte din cei din Areopagul din Atena cred. Și aici Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles că întotdeauna n-ai voie să te rușinezi de mesajul Domnului, și doi, nu te aștepta să se întoarcă oamenii cu una, cu două. Se uită Pavel și zice: bun, le-am vorbit din Scriptură, le-am spus poezii, cum spun poeții lor, le-am vorbit de filosofie, le-am vorbit de istoria religiilor și nu s-a pocăit decât 2-3. Bun, dar acei 2-3 au văzut în tine o lumină. Și Pavel a înțeles, acolo Dumnezeu va deschide o ușă de cuvânt. Și așa a fost. În Grecia s-au dezvoltat cele mai frumoase biserici, cărora chiar Domnul Iisus Hristos le scrie acele scrisori în Apocalipsa, pentru că Pavel a înțeles să nu taci atunci când trebuie să vorbești. O, da, Parlamentul României a adoptat prin Comisia de Etică și Muncă săptămânile trecute parteneriatul civil între două persoane de același sex. Da, dacă s-a introdus ca în școală să nu se mai predea religia, au ieșit oameni în stradă. Domnule, s-au supărat că rămân atâția preoți ortodoxi fără loc de muncă. Dar că două persoane de sex, de același sex, vor să se căsătorească, toți se închid în casă și spun: nu facem nimic. Unul din premierii Europei s-a căsătorit săptămâna trecută cu un bărbat, spune: domnule, așa văd eu, până acum am ascuns săracul de mine. Mi-a fost rușine, dar de acum încolo proclam ceea ce sunt. Sunt homosexual și nu mi-e rușine. Și când vine Dumnezeu și spune bisericii: ține sus cuvântul vieții, pentru că au ajuns păgânii lumea acesteia să numească binele rău și răul bine. Și biserica lui Dumnezeu se baricadează și mai face 10 conferințe de ucenicizare, leadership și creștere spirituală, ca apoi ieșind până la metrou să uite ceea ce a învățat. Aici este durerea sufletului meu. Ca predicator mă uit de ani de zile predicând cuvântul lui Dumnezeu. Oare câți din noi ne simțim mișcați de această datorie? Nu trebuie să fim pe programare marțea să ieșim să dăm un îndemn, ci în inima noastră să se nască cuvântul lui Dumnezeu, să spunem lucrului pe nume, să spunem oamenilor din jur că se duc în iad, să spunem celor de lângă noi că lucrurile au luat într-o direcție greșită. A, dacă interesele noastre sunt afectate, știm să strigăm, protestăm, ieșim în stradă, ne strigăm drepturile cu pancarde, efectiv fluierăm, le facem pe toate. Dar când mesajul lui Dumnezeu este distrus și familia nu mai este căsătoria dintr-un bărbat și o femeie, ci între un bărbat și un bărbat și dintr-o femeie și o femeie. M-am șocat, am crezut că nu e adevărat, m-am dus la școală în Spania împreună cu soția mea, unde preda, și am luat prin bibliotecă, m-am uitat de câteva ori la câteva titluri și am scos o carte pentru copii. Paula are două mame, căsătoria dintre două lesbiene care au devenit mame. Și toți se uitau, copiii erau învățați. Astăzi există prinț și prinț, prințesă și prințesă, și prinț și prințesă. Amestecă-le. Și biserica tace. O, ne temem. Martin Luther King Jr., cel ce a produs reformă în Statele Unite ale Americii, a rostit un cuvânt asupra căruia am meditat și l-am lăsat în inima mea să aducă ecoul unui clopot care bubuie în miezul nopții. Va veni ziua când nu-mi voi aduce aminte de vorbele rele ale dușmanilor mei, zicea Martin Luther King Jr., ci îmi voi aduce aminte de tăcerea prietenilor mei. Aidan Whistle Tozer, un teolog al secolului 20, a spus: biserica zilelor din urmă a ajuns să aibă o șoaptă defensivă. Până acum biserica avea curajul să condamne ceea ce este de condamnat, de astăzi înainte nu. Statul decide. Misiunea credinciosului în lume. Țineți dar sus cuvântul. A, nu. Dacă te duci la piața universității să stai de vorbă cu un om, să-i spui: domnule, te duci în iad, te va numi conservator, că ești dus cu pluta, că voi fanatici ăștia penticostali le aveți pe toate în cap, dar n-aveți nicio treabă cu realitatea.
Dar cui îi pasă? Cui îi pasă? Cui îi pasă de cum ne crede lumea? Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au fost numiți nebuni pentru Hristos și mă voi lăuda cu un astfel de titlu, decât să fiu așezat în membrii Academiei Române cu 5 stele pe număr și să fiu decorat ca mare gânditor în viață. Dacă nu m-am întâlnit cu Dumnezeu, nu m-am întâlnit cu nimic. Dacă n-am cunoscut adevărul lui Dumnezeu, celelalte argumente ale lumii n-au nicio relevanță. De ce tace biserica? De ce tăcem noi? De ce a ajuns biserica lui Dumnezeu să se teamă să spună că suntem pocăiți? Nu e rușine galeriei Steaua și Rapid să strige 90 de minute și cu prelungiri pentru echipa pe care o iubesc? Și biserica lui Dumnezeu nu mai deschide Biblia în tramvai pentru că știi, nu dă bine. Ești ultraconservator, ești izolat, ești marginalizat, ești exclus, pus într-un colț al ringului unde dau toți, pus la colțul școlii. Cu tine nu vorbește nimeni. Dar oare oamenii lui Dumnezeu n-au învățat că pentru răsplata divină se plătește un preț? Misiunea credinciosului în lume. Am devenit rigizi, greoi, indiferenți, inocenți, introvertiți. În fața unei false democrații, că ești liber să faci ce vrei, spune democrația. Nicolae Orga a spus, libertatea ta ține până acolo unde începe libertatea mea. De ce libertatea ta ca homosexual îmi îngrădește libertatea mea? Are curaj una dintre juristele de la România, au talent, că acum zic și eu ce nu trebuie, să spună, domnule, căsătoria între două persoane de același sex este cu problemă în ochii lui Dumnezeu. Uitați-vă la presiunea mediatică pusă pe capul acestei femei. Și biserica tace. Este timpul ca biserica lui Dumnezeu să aibă un mesaj. Și nu un mesaj defensiv, ci un mesaj corect și drept. Înapoi nu dăm. Biserica lui Dumnezeu a știut să plătească cu prețul sângelui, cu viața dacă trebuie, pentru adevărul pe care Dumnezeu l-a așezat în inima bisericii. Cuvântul se ține sus. Nu trebuie să ne rușinăm de el, de principiile lui, de adevărul pe care îl transmitem. Nu trebuie să avem în noi această rezervă de a fi mesager al lui Dumnezeu. Bruxelles, Washington, Moscova, țările lumii propun un ecumenism. Domnule, toți la grămadă, n-ai voie să ai idei fixe, n-ai voie să ai principii. Trebuie să fii ca toți ceilalți. Dar Hristos a avut idei fixe. Ideea lui fix a fost aceasta, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu eu sunt căile, există o singură cale, un singur adevăr și o singură viață. Și El este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acum în încheiere aș dori să stăm, să medităm. Aș dori să vă spun un lucru. Uitați, ar putea pur și simplu să nu-mi pese. Pentru că am conștientizat că astăzi cu cât ești mai popular, cu atât ești mai iubit și mai ascultat. Am întâlnit chiar predicatori, colegi cu mine, care mi-a spus, Alex, pentru a spune bisericii adevărul, înseamnă să fii lipsit de popularitate. Înseamnă să n-ai like-uri, înseamnă să nu fii iubit, înseamnă ca tot să te evite. Ioan Botezătorul oricum era un nebun care stătea singur în pustie. Mai rău ca el n-am cum să ajung. Dar nu mi-e rușine cu adevărul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o misiune. Două pildă. Cum se termină mesajul predicii de pe munte? Erau doi oameni care au zidit fiecare câte o casă. Unul din ei a zidit pe nisip, altul pe stâncă. Dar atenție mare! Ploaia și șuvoaiele n-au venit în timp ce construiau. Ploaia și șuvoaiele au venit după ce au terminat casa. Știi când va veni momentul adevărului să dovedești viața ta că ești născut din nou? Nu în timpul construcției vieții tale, ci la finalul vieții când Dumnezeu va separa grâul de neghină. Atunci, nu mai devreme,
oile de capre, întunericul de lumină. Și în ziua aceea vor veni ei care strigă că sunt pocăiți și oameni care scot demoni și fac vindecări și zbeară la ușa lui Dumnezeu. Doamne, alo! Doamne Iisuse, n-am scos noi draci în numele Tău? N-am fost noi la bolnavi în numele Tău? Acolo, Doamne, în 16 februarie am fost. La Bujoranca, în Călăraș cu tinerii, am fost, Doamne. Am cântat și în grup, am predicat, am dat îndemn aici la Betel. Nu mai ții minte? Și atunci vine mesajul lui Dumnezeu care dărâmă practic tot ceea ce au zidit oamenii. Adevărat, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Atenție, vorbim de relație. Nu te cunosc. Te-ai rușinat de mine înaintea oamenilor? Eu nu te pot lăuda înaintea lui Dumnezeu. Spunea David Wilkerson o voce. În continuare îi ascult predicile, deși a murit în 2011, în aprilie 2011. Predici ținute în 80, 90, 2000. Și povestește într-una din predicile lui că a fost invitat să se adreseze unui campus universitar unde erau numai studenți. Problema e că momentul în care a fost invitat să predice s-a suprapus cu o paradă gay în orășelul respectiv, în zona campusului universitar. Cei ce făceau lobby pentru astfel de manifestație i-au pus în vedere lui David Wilkerson: dacă vii să predici, intrăm în sală, nu numai că deranjăm, facem haos, nu-ți termin predica cu noi. Nu vii tu să ne tulburi nouă apele. Spunea David Wilkerson: am avut de ales să mă duc și să fiu un laș sau să stau acasă și să fiu un laș. Dar spune el, în inima mea Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a zis: David Wilkerson, du-te. Spune el, m-am dus, campusul era plin. Protestatari cât vedei cu ochii, pentru o cauză pierdută. Spunea David Wilkerson, l-am întrebat pe Domnul și am zis: Doamne, spune-mi ce să le vorbesc. Și Duhul Domnului mi-a spus, zicea David Wilkerson, vorbește-le despre frica lui Domnul, care lipsește cu desăvârșire din generație. Spunea David Wilkerson, mi-am deschis Biblia și am vorbit despre frica de Domnul ca fiind începutul înțelepciunii. Teama și reverența față de un Dumnezeu care schimbă viața. Spune el, nu numai că n-au deranjat sala, dar cei ce m-au amenințat cu proteste au ieșit în timpul rugăciunii și și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos din Nazaret, care schimbă vieți. Tăcerea mea înseamnă acordul meu că ei fac ce fac bine. Deschiderea gurii mele astăzi nu înseamnă aruncarea într-un război pierdut. Deschideți gura și ți-o voi umplea, zice Domnul. Deseori profeții s-au dus să vorbească și au adus un mesaj din partea Domnului. Ca o concluzie, în oglinda lui Hristos, trebuie ca în viața ta de zi cu zi să fii un om generos în mulțumire, să nu eziți în împlinirea cuvântului, să ai o viață sfântă. Trebuie să înțelegi că în oglinda lui Hristos caracterul se vede, că ceea ce suntem vorbește mai tare ca ceea ce spunem. Ceea ce suntem în viața de zi cu zi strigă mai tare ca ceea ce proclamăm. Samson și-a pierdut caracterul, dar într-o zi a reparat această greșeală stând înaintea Domnului. Te rog să afișezi Galateni 2:20. Pentru că în oglinda lui Hristos trebuie să se vadă ceva ca o concluzie. Și pentru că am vorbit singur până acum, haideți să rostim împreună acest verset. Înainte să intrăm în rugăciune, ne ridicăm și cu respect, haideți să rostim împreună acest verset. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. În oglinda lui Hristos trebuie să se vadă Hristos născut în tine. Haideți să ne plecăm capetele și îndemnați de aceste lucruri să-i cerem lui Dumnezeu putere ca viața noastră să reflecte chipul Fiului lui Dumnezeu.
Ne rugăm cu toții Domnului.